Dăm timpul înapoi până în momentul în care Aneșoara ar fi început să vină cu diferite versiuni despre plecarea fostului ei soț. Datele procurorilor arată că totul ar fi început pe 12 aprilie 2020, când fosta soție a lui Claudiu ar fi făcut o serie de mișcări suspecte. Mi s-a alăturat în platou și colegul nostru, Mihai Vasiliu. Bună seara, Mihai, bine ai venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Invit pe cei de acasă să ne sune sau să ne scrie la numărul 0744349902. Toate părerile lor despre acest caz, să ne spună dacă profesorul, din perspectiva lor, trăiește sau nu și mai ales să ne spună și de ce cred lucrul ăsta. Bineînțeles, să invit să intre și alături de noi, în direct, telefonic, să ne spună părerea lor, ca noi să putem să votăm live, odată cu dumneavoastră. Avem așa, avem acea zi în care procurorii spun că s-ar fi întâmplat ceva, plecare pe care sigur Anișoara a minimalizat-o, spunând că el a mai plecat, că ei nu mai avea o viață de cuplu, că el ar mai fi avut relații extraconjugale, deci nu era ceva ieșit din comun dacă mai pleca, pe care n-a tratat-o probabil foarte serios și dacă o fi văzut după aia că nu mai vine, o fi zis, aia, nu mai vine, mă duc și eu să dau divorț. De altfel, ai spus, Mirela, că probabil nu ar fi tratat această plecare a lui Claudiu în mod serios. Este un lucru oarecum adevărat. De ce? Pentru că Anișoara nu ne-a spus niciodată o dată exactă a ultimei plecări ale lui Claudiu. Iată că Anișoara a trecut așa, cu vederea foarte repede, peste plecarea lui, fără să ne dea niciun fel de detaliu. Cum a fost îmbrăcat când a plecat, în ce dată a plecat, ceea ce este foarte important, nu? Care ce o astfel aici de sunt zi? Sunt două aspecte. Unu, că chiar nu-și mai aduce aminte și nu i-a păsat. Doi, că nu a plecat profesorul din casă niciodată. Însă procurorii să știe, adică... Și atunci n-avea de unde să ne dea aceste date. Domnule Coarnă, înțeleg că ne urmărește lumea și de peste ocean. Eu, să știți că am mers în diasporă. Am mers și în Irlanda, am mers și în Anglia. O să merg și în Italia, o să merg și în Spania. Peste tot unde mă duc, toată lumea e cu ochii pe domn profesor. Mă rog, cum ar veni, că el nu e. Dar pe subiectul legat de domn profesor, toți românii se uită. Înțeleg că dumneavoastră ați mișcat. Când am plecat de la emisiune, de aici, da, de la dumneavoastră, cred că 30 de minute am stat de vorbă cu o doamnă. Nu mi-a dat acordul să-i spun numele, dar mi-a comunicat că are un fiu care este în America, avocat de 20 de ani, avocat de penal, da, din zona criminalistică. Din New York, am înțeles, da? New York, da, la, da, un mare cabinet de avocatură din New York. Și că urmărește cazul nostru. Urmărește cazul nostru. Și ce a zis? Luna lui ce crede? Ca să știm unde punem. A spus că fără niciun fel de dubiu e mort. Fără niciun fel de dubiu este o infracțiune săvârșită în familie. Vorbim de acea infracțiune săvârșită în interiorul familiei, exact cum descriu procurorii în ordonanță. Adică ce a spus dumneavoastră susține domnul acest avocat din New York? Da. Un avocat, mamă, de penal, un avocat de mare... Eu refuz să cred că se poate întâmpla așa ceva într-o lume în care noi trăim. Că acest profesor e mort de mâna unora din familia lui. Dacă nu îmi permiteți, pot să aș face o paranteză și mulțumesc domnului Coarnă că mi-a ridicat la filo mai imediat, de vreme, Mihai, vis-a-vis de gândirea rațională. Într-adevăr, lumea noastră de astăzi este construită pe, cumva, pas cu pas. Și toată evoluția asta științifică este construită într-un anumit fel, de bun augur, până la urmă, atâta avem, o minte rațională, o gândire critică, dar ce ne facem cu partea din interior, cu partea emoțională? Vedeți, noi jucăm aici niște roluri. Ne desfășurăm de la ora X la ora Y și așa mai departe. Când ajungem acasă, dăm jos masca teatrală, de joc, și rămânem cu noi. Noi nu vorbim, noi încă n-am ajuns la o înțelepciune să putem vorbi despre emoțiile noastre. Dar de unde știm noi, stai un pic, că Anișoara nu avea și ea un rol de la 6:30, când intra ea, până bine, la 7. Da. Era acea invicibilă, corect, luptătoare, care venea cu argumente raționale și, corect, care ținea minte tot ce a spus ca să nu se contrazică. Și după ora 7 s-a apucat de plâns în pernă singură și copiii ei. Sigur de unde da. Știm asta? Posibil. Noi nu știm asta. Dar de la asta până la l-a omorât pe bărbat. Dar de unde știm eu asta? Eu vreau să vă spun următorul lucru. Eu n-am nicio mască și când plec de aici, am aceeași... Da, 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 nu, era vorba de roluri, că noi, eu, de exemplu, aici, doamne, sunt prezentator, cum mă duc acasă, sunt mamă. Nu joc niciun rol aici. Nu e vorba de roluri, ascultați, de fake. Nu mai e vorba de măști false. Nu, nici la general, eu sunt invitat să discutăm o speță extrem de complicată, da, 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 și de delicată. Fac precizarea că eu îmi doresc din tot sufletul meu să fie viu, dar nu este. Asta e problema de fond, pentru că toate probele
Și tot ceea ce discutăm noi astăzi aici, probe, mijloace materiale de probe, chiar indirecte fiind, mie și multora ca mine ne indică faptul că omul ăsta este mort. E, nu chiar tuturor, că uite, așteptăm așteptăm telefoanele celor de acasă să ne spună ei, cum îl credeți pe profesor? Dispărut de bunăvoie și își reface viața pe undeva în lume? Nu există dispărut de bunăvoie. Dispărut este plecat de bunăvoie? Plecare voluntară. Sau omorât și mai nici n-a mai apucat să părăsească această casă? Mai e ceva, casă. Scurt. Am tot primit mesaje. M-au combinat cu Anișoara. Da, adică deja... ai rămas marcat. Dar cred că oamenii au înțeles greșit. Eu nu spun cu certitudine că omul ăsta nu e mort. Atenție! Și că nu ar fi putut altceva. Omul Anișoara. Da. Da. Niciodată n-ai spus asta. Eu n-am spus asta. Am spus doar că este deosebit de nu încercați să vă schimbați poziția, că e, nu mai ține. Nu, schimb. Nu, mai lăsați-o. Nu mai nuanțați că... Și nu pot nu crede... Că Anișoara e o criminală. Nici eu nu pot să cred. Adică haideți să facem o precizare. Nu vorbim, ascultați-mă. Deci atenție. Da. Avem teoria lui Lambrăsu cu teoria criminalului născut. Nu este un criminal născut. Aici vorbim de o stare conflictuală. Un conflict spontan. O stare conflictuală preexistentă, conflictul a fost spontan. Da, da, da. Noi nu analizăm un om care are o atitudine criminală născută. Da. Femeia asta nu face parte din această categorie. Dar asta e regulă, ne vorbeam de excepție. În viața de zi cu zi. Trebuie să spunem asta. Nu este condamnat Anișoara. Nu e, deci, nu e. Se bucură de prezumția de nevinovăție. Eu discutam despre probele pe care astăzi le avem la îndemână noi, pe care le-au palpat polițiștii, judecătorii și procurorii, nu, da. Pe care le dau în spațiu public. Pare cumva că ați dat un are verdict prezumția și că... de nevinovăție, dar e prezumția mea asta. Iar femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție. Cum justificați? Ok, un accident, am înțeles. Posibil. Nu e accident. Dar ce ne facem după? Stau un conflict spontan, cum spuneți dumneavoastră. Ce ne facem după? Cum credeți dumneavoastră dacă... După o să facă pușcărie cine a făcut omul. Da, cum credeți că și-a schimbat într-un rol atât de minunat și copii și ea în același timp? Poate și nimeni... că nu a fost un tată exemplu. De acord cu asta. Dar legătură și... nimic. A fost exemplu sau un exemplu. Că bun. Copiii, să știți că acolo este punctul slab al dosarului. Până la urmă, când o să se probeze ceva, de acolo o să plece. Păi, în ce sens este punctul slab al dosarului? Copiii sunt punctul slab al dosarului. E vorba de zona emoțională. Când vorbim de vinovăție. Adică sunt cei mai vulnerabili, nu? N-au fost evaluați. Nu știu cât de mult o să poată să reziste cu presiunea asta pe ei. Hai să vedem ce s-a întâmplat în acea zi. Începând cu data de 12 aprilie 2020. Când încă nu știa nimeni că e dispărut. Nu, cum oficial. Nu știau că ăsta nu știa noi. În 2020 ceva cu el. Iar Anișoara... Trecuseră doar două zile de la momentul în care Anișoara spune că profesorul ar fi... Trei știau sau patru, atât. Noi nu. Dar nu știam, noi nu știam. Păi familia lui din Anglia nu știa. Noi nu, poliția nu. Ei au aflat abia după un an de zi. Poliția nu, păi dacă n-a reclamat cine trebuia, cu unde să știe. Da. Dar arată ce sunt două zile distanță pe 12.04.2020, două zile distanță de la momentul în care procurorii spun că Claudiu și-a trăit ultimele clipe la el în casă chiar, când Claudiu a fost mătrășit așa de către Anișoara și fiul cel mare, mai exact, spuneați domnul Coarnă ceva de probe. Haideți să vedem că pe data aceasta, 12.04.2021, la un an distanță, cei de la investigații criminale au găsit ceva, o probă în casa Anișoarei, dar avem prima mișcare a Anișoarei, transferurile bancare, mai exact începând din data de 12.04.2020, Anișoara a utilizat toate datele de acces ale contului bancar utilizat de Claudiu Bălan pentru a efectua transferuri de bani între conturile familiei. Acest aspect s-a constatat cu ocazia cercetării la fața locului de către organele de cercetare de poliție din cadrul IPJ Vâlcea, Serviciul Investigații Criminale, din data de 12.04.2021, mai exact un an mai târziu. Deci, la prima percheziție, polițiștii au găsit totuși o probă împotriva Anișoarei. Acele transferuri bancare asta nu e probă, asta e regina, asta o leagă de fapt, adică stați să ne înțelegem. Care din ele? Faptul că a utilizat acele date bancare? Sau care? Păi, priviți-o cu atenție, că sunteți un om... Adică doamna Anișoara, care e absolventă de drept, ce? Cum adică să greșească așa? Ei, na, fie... Dar stați puțin, domnule Coarnă. Hai să vă spun altfel. Nu există faptă fără greșeală. Nu există, mai ales că Anișoara, mai ales că Anișoara nu este infractor profesionist. Putem discuta
de, știu eu, premeditare din asta la sânge, când vorbim de cei care sunt profesioniști. Femeia asta nu este o profesionistă. Ați vorbit cu dânsa în direct, da? Ați vorbit, eu am vorbit, da. Și vi s-a părut a fi criminală? Nu, nu e criminal în sensul profesionismului. Dar când vorbim, dar de conflictul ăla, când vorbim de conflictul ăla, ăla a existat, credeți-mă. Da, spuneți-ne, domnule Coană, de informația asta. Prima, în 2020, la două zile de la dispariția profesorului, să spunem așa, utilizează datele de acces ale contului bancar. Așa. E posibil să fie avut totuși instalate pe telefonul ei aplicațiile bancare ale soțului ei. De ce? Polițiștii și parchetul au toate datele. Poliția, parchetul și judecătorul care are dosarul, a avut dosarul român, are toate datele și știu exact cum s-a întâmplat. Și în ce sens folosește? Mare atenție! Practic, Anișara transferă banii din contul soacrei sale în contul lui Claudiu, apoi în contul ei. Păi da. Nu, din contul soacrei, adică a avut acces inclusiv la contul mamei lui Claudiu. Inclusiv la contul mamei lui Claudiu. Și mare atenție, mai și scoate banii din conturile celor doi. Hai să ne scrie Anișara ceva, că e... Și mai avem o informație. Dar trebuie să există o explicație aici. Și mai avem o informație foarte importantă legată de aceste tranzacții. De remarcat este că tranzacțiile derulate au încetat în perioada în care verișoara lui Claudiu a anunțat dispariția la poliție. Se leagă aici. Anișoara are o... gravă. Deci cum? Strategie. S-au terminat transferurile când s-a reclamat la poliție dispariția? Aici e o problemă și cu familia. E o problemă și în familie, pentru că și familia face sesizarea la un an. Uh-huh. E o problemă și acolo. În ce sens este o problemă? Fi? Că și nouă ni s-a părut ciudat. Adică, familia extinsă, zic eu aici. Adică nu... mama, sora, frații, cei pe care îi avea în imediată apropiere, pentru că exista o anumită... Nu... Este un an de zile, o mamă, totuși... Și ce mi se pare mie ciudat? E clar că Anișoara ascunde ceva. Asta clar, de la început am observat asta. Dar nu o crimă. Nu știu. Dar nu o crimă. În ce sens ascunde ceva? Imediat. E ceva suspect acolo. Vis-a-vis de o relație extraconjugală, vis-a-vis de absolut, nu știu, orice. Ideea este așa, dacă ea se ascunde acum și nu mai intră cu noi, păi o să își merite fapta. Instanța o să îi dea un verdict. Bun, eu să vă spun altfel aici. Dacă cineva a sfătuit-o să nu intre, a sfătuit-o bine. Vă zic eu, asta e părerea mea. Andrei, trebuie sinceră să spunem noi aici, da, în calitate de prezentator, că se bucură de prezumția de nevinovăție. Okay. Dar dacă cineva a sfătuit-o să nu... acuzată de moartea profesorului sau nu. Dacă eu sunt acuzat pe nedrept, păi mă duc până în pânzele albe, adică... Nu, că ai spus că își merită fapta. Până la urmă vom vedea dacă va fi acuzată de moartea profesorului. Are dreptate că începe să-și nuanțeze poziția, domnul profesor. Nu. Da. Are dreptate. E foarte bine așa. Haideți să vedem ce spun telespectatorii, pentru că doamna Vasilica este la telefon. Bună seara! Bună seara, bună seara, doamna Mirela, bună seara la toți invitații și toți telespectatorii. Este viu. E viu în carne și oase, clar văzătoare, dă și bea un pahar de vin, acum alb, într-un pahar cu picior. Aoleu, bea și un vin acum, dumneavoastră vedeți asta? Da. Ce face? Doamna e clar văzătoare și îl vede pe profesor că acum îl bea un pahar de vin alb într-un pahar cu picior. Sincer, la lucrul ăsta nu mă așteptam. La orice mă așteptam, dar domnule, lăsați-mă vă rog. Nu, pe cuvântul meu, mă așteptam că l-ați văzut în Beirut, că l-ați văzut în Londra. Stați un pic, doamna Vasilica, Doamna Vasilica, mă opresc. O mare surpriză pentru mine la lucrul ăsta, sincer nu mă așteptam. Ia ziceți, doamnă, unde este și ce face? Mă uit chiar acum la dinastră, sunt în camion și am văzut că domnul psiholog, nu știu cum se cheamă, că sunteți prea mult cu nume acolo, n-am așa memoria, și a schimbat un pic ideea, că doamna Anișoara ar avea un motiv de a pleca. Doamna Anișoara are doi copii și de câte clachezi că a intrat acea doamnă care a zis că nu are facultate, va demonstra că are facultate. A demonstrat atâtea, femeia aia, că a făcut atâtea, că nu este vinovată, cât era să mai intri în televiziune, să fie atât acuzată. Dar ziceți-mi, doamnă, unde e profesorul? Stați un pic, că m-am blocat. Mai spuneți odată. Da, vinul e roșu sau roșu? E din Anglia la mama și la surioară. Vinul în carne și oase. Stați un pic, că nu auzim, vă rog. Mai spuneți odată, unde este?
În Anglia la mama și la surioară. S-a trecut cu acte false? Nu. Se poate face căsătorie și trece cu numele femeii? Da. Se poate face codice numeric în Anglia pe alt codice numeric? Pe alt adică numic. Să schimb CNP-ul, spuneți. Normal. Și se adică poate cum e la mama în Anglia și la soră? Poate fi și un travestit? Poate fi și un travestit? Poate. Da, de ce vă zic asta? Pentru că mama și sora când l-a declarat direct l-a omorât femeia. S-a dus acasă poliția și a făcut percheziția din primele zile. Da, așa, doamna a sesizat foarte bine lucrul ăsta, că inițial am avut, știi că era informația... Lipsirea de libertate. Da, inițial dosarul a fost deschis pentru lipsire de libertate. Și stați un pic, doamnă. Nu, și el acum e în Anglia și se uită la noi și bea un pahar de vin cu picior, piciorul hai cu paharul. Hai să mai punem unul la viu acolo, da? Adică e bine mersi? Eu sunt bine mersi. Nu dumneavoastră. De ce nu vine la copii? De ce nu vine la copii? Dar de care este interesul? Eu am un copil, are 24 de ani, care taică tot de 21 de ani nu l-a căutat. Doamnă, care este interesul mamei și al surorii să-l ascundă de familie și să-l dea mort în România? Care e interesul? Pentru averii, pentru că n-a vrut-o pe nor. Sunt atâtea soacri care nu vor nurorile. Sunt atâtea cazuri. Pentru averea care o are... Păi și el are inimă, doamnă, să stea să se uite la televizor sau să vadă ce se întâmplă și să-și lase copiii în chinul ăsta? Asta spuneam. Înțelegeți că eu... Dacă dumneavoastră sunteți atât de clară... Asta zice. Nu a primit un covrig, nu a căutat. Că 21 de ani, copilul ei nu l-a căutat. E clar văzătoare, doamnă? De 21 de ani nu l-a căutat odată. Asta zice că profesorul de ce l-ar face la mine. Am înțeles. Sunteți clar văzătoare? După 2 ani m-a căutat tot pe mine, care a venit bine mersi. Noroc că soacră mea și cumnatul meu n-a făcut așa ceva. Doamnă, dar sunteți clar văzătoare sau ați glumit? Nu, am glumit. Puteți să-mi explicați și mie care e mobilul, care e motivul pentru care face lucrul ăsta? Adulterul, foarte simplu. Haideți, domnule. Posibil. De ce a plecat de acasă, doamnă? Putea să divorțeze și... Influența din mama și sora. De ce a plecat? De mama sunt și de soră. Sunt atâtea bărbați care stă de fustuța lui mămica. Care ce fac? Mămica și influența de mama și de soră. Așa, și de-aia a plecat de acasă? Da, că nu mai plăceau pe alea, nu avea nicio relație. Și a plecat de acasă fără să spun nimănui. Și ea sora, de ce a dat divorț după 3 ani? După 3 luni? A dat divorț după 3 luni că acea femeie tot l-a suportat. Prin tata copiilor, sunt atâtea femei care stă și suferă pentru copii. A tot așteptat, poate și revine, poate vine înapoi. De ce poliția, când ea și-a dus, și-a dat divorț? De ce n-a luat poliția în vizor? Doamne, dar unde-i bărbatul? A plecat. De ce n-a luat atunci poliția măsuri? A plecat, nu l-a căutat, nu l-a chestit. Nu, poliția n-a putut să măsoare nimic pentru că s-a reclamat târziu. Am trecut și eu prin intre astea. Dar doamna Anișoara n-a trimis măsura la poliție. Ascultați-mă un pic. Bine că n-ați intrat la poliție, că dacă soluționați cazurile așa, aveam niște dezbateri aici de 2-3 luni. Ia stați un pic, domnul Coarnă, că poate n-ați auzit tot. Stați un pic. Vă mulțumim foarte mult, doamna Vasilica, pentru părerea dumneavoastră, dar mai